Salutare tuturor! Mă bucur să fiu în această seară aici. Mă bucur să mă văd. Dacă până în pauză pot să zic că pentru mine a fost ceva nou ce s-a prezentat, sper că de data asta să fie ceva nou pentru voi, pentru că vom vorbi despre online marketing, vom vorbi și despre câteva trenduri tehnologice, despre care deja s-a punctat câteva dintre ele. Aș vrea să știu câți din sală sunt pe marketing sau business. Ok, super. Cam 10% din sală. Deci, sper să fie ceva nou pentru toată lumea. Lucrurile despre care am să vă spun sunt lucruri pe care deja noi le trăim ca și agenție de marketing și am să vă spun câteva lucruri despre mine. Sunt Călin Biliș, fratele lui Sergiu Biliș, care a făcut Trilu, Lilu și Zonga. Eu m-am ocupat de marketing la Trilu, Lilu și la Zonga o anumită perioadă de timp, cam 5 ani de zile. Deci am o treabă așa și cu IT-ul, cunosc puțin din lumea voastră. În acest moment sunt Digital Director la agenția Lupa, practic fac marketing online și sunt președintele unei asociații de marketing și comunicare. Bun. Vom vorbi despre online marketing trends la început, iar mai apoi despre technology trends. Prima tendință care am observat-o, că se întâmplă, este cea de mobile, it's a must have. Mai exact, a crescut numărul de utilizatori de smartphone-uri și de device-uri mobile, iar acest lucru influențează modul de consum al divertismentului și inclusiv modul de informare. Lucru care, din punct de vedere a marketingului, este încă un punct de atingere a consumatorului, dacă vrei să-ți faci reclamă. După cum se vede, sunt 7,4 milioane de smartphone users în România, care undeva aproximativ la 40% din piață. Cine ar vrea să ignore 40% din potențialii clienți? Cred că mai nimeni. Și atunci, majoritatea companiilor care încep să-și dezvolte o prezență online, se gândesc să fie o prezență responsive, să aibă site-uri adaptate pentru mobil, pentru tabletă, de ce nu pentru smart TV-uri, iar site-urile sau magazinele online care deja au o prezență responsive, se gândesc să-și dezvolte aplicații mobile. Și aici este o oportunitate foarte mare pentru voi ca și developer să vă gândiți să abordați această direcție de mobile first și să veniți cu abordări integrate, ok, avantajele de a avea o aplicație mobilă, poate înainte să-ți dezvolți un site. Ok. More quality branded content. Ce se întâmplă este că, datorită online-ului, noi am ajuns ca și marketer sau business-ul să concurăm cu pisica lui vecina, cu bebelușul lui surioara și așa mai departe. Dar se creează foarte mult conținut, să zicem, de slabă calitate din punct de vedere a business-ului. Și atunci, focusul în 2015 va fi către conținut de calitate. Ne așteptăm ca mai multe companii să înceapă să producă articole de calitate, să scrie pe blog lucruri care să fie bine indexate în Google, pe care oamenii să le găsească utile și să zică, da, sunteți experți în domeniul vostru, știți despre ceea ce vorbiți. Sau să trimită newslettere nu doar cu cumpără produsul nostru, ci uite cum ai putea să folosești altfel produsele noastre și cum se diferențiază față de alte produse din piață. Un alt trend este lupta pentru videouri în social media. Dacă ați văzut, Facebook a introdus anul trecut feature-ul de autoplay la videouri. Acest lucru a influențat foarte mult business-urile să-și urce de acum încolo videourile pe Facebook. Pentru că au făcut o grămadă de afișări, share-uri și dintr-o dată le-a crescut reach-ul. A ajuns la mai multă persoană cu un conținut creativ, diferit față de ce se posta anterior. Și atunci a început o luptă între Facebook și YouTube. Chiar s-a arătat că Facebook a ajuns să atingă numărul de vizualizări pe care îl face YouTube-ul din perspectiva video. Asta este o lovitură sub centură pentru Google, din punctul meu de vedere. Și o să vedem și de ce în următoarele slide. Bun. Un alt lucru care se întâmplă este companiile caută noi canale social media. Poate din nou ați aflat, Facebook-ul a început să reducă foarte mult reach-ul mesajelor postate organic pe paginile de Facebook. Ok, să explicăm puțin reach și organic. Toate statusurile pe care noi le punem pe paginile de Facebook Business, fără să plătim ca mesajele noastre să ajungă la companii, la fanii noștri, sunt posturi organice, da?
care le punem în mod organic, fără să plătim pentru ele. Reach-ul înseamnă numărul de persoane la care ajunge mesajul nostru. Ei bine, Facebook a început să limiteze numărul de persoane la care ajung mesajele noastre, chiar dacă acele persoane sunt fanii paginii. Și în medie este sub 10% reach-ul pentru orice post organic pe care îl facem. Principiul Facebook zice, ok, dacă omul nu interacționează cu mesajul tău, nu dă like, comment, share, practic înseamnă că nu mai este interesat de mesajele tale. Dar să fim serioși că nu e așa. Adică 90% dintre oameni nu sunt proactivi în lucrurile pe care le plac sau le văd pe Facebook. Probabil și voi vedeți foarte multe articole care pur și simplu dați click, nu mai dați like, comment sau share. Da? Însă Facebook zice, dacă persoana n-a interacționat cu postul tău, nu mai este interesată. Din punctul lor de vedere este ceva foarte cool pentru că te forțează să investești bani în publicitate ca să ajungi cu mesajele tale la toți fanii tăi. Din punct de vedere al nostru, ca business, este ceva nasol, pentru că noi practic am investit o grămadă de bani ca să ne atragem bani la pagina de Facebook și acum trebuie să investim încă o dată bani ca să ajungă mesajele noastre la ei. Și din acest motiv, companiile o să înceapă să caute noi canale social media, se vor uita, what's the next big thing. Problema este că pe lună încă nu sunt așa mulți oameni, da? Adică pe noile rețele sociale s-ar putea să nu găsim încă așa mulți consumatori cu care chiar să comunicăm. Și atunci, deocamdată, Facebook o să mai continue să mănânce o pâine, să zic așa, din banii noștri de advertising, însă companiile au început să caute noi canale. Bun. LinkedIn devine din ce în ce mai mult o platformă de conținut business. Aș vrea să știu câți dintre noi au publicat, au scris un articol pe LinkedIn. Ok. Ceilalți, care poate nu știați, aveți opțiunea ca în acest moment pe LinkedIn să scrieți articole ca și un blog post. Da? Vă dă opțiunea de create a post. Când o să intrați pe LinkedIn, o să vedeți că puteți să postați un status și în acea căsuță de status aveți o iconiță cu un pen. Write a post. Create a post. În momentul când faceți create a post, vă dă opțiunea să faceți un articol lung în care să inserați videouri, să inserați poze și să puneți mult conținut text. Ce e foarte fain la opțiunea asta este faptul că în momentul când voi ați publicat acel articol, sunt notificați toate conexiunile voastre de pe LinkedIn, sunt notificate că voi ați creat un post. Practic e un mass message către toate conexiunile voastre. Ceea ce e foarte cool, dacă aveți 2000 de prieteni, dintr-o dată aveți o audiență care e notificată, 2000 de oameni sunt notificați despre ceea ce ați scris voi. Față dacă ați scrie doar un articol pe blog, spre exemplu, când veți posta un status pe LinkedIn, nu va ajunge acel status către toți cei 2000 de prieteni. Asta e un lucru pe care LinkedIn l-a făcut în direcția de publishing. LinkedIn începe să se bată cod la cod acum cu Facebook-ul și poate cu Google-ul în a atrage conținut de calitate pe platforma lor, în special conținut de business. Și mă aștept să se dezvolte și mai tare în această direcție. Probabil deja știți, au cumpărat și Slasher, care e foarte bine integrat în platforma lor. Bun. Facebook at Work. Câți dintre noi au auzit de Facebook at Work? Este un side project pe care îl dezvoltă Facebook-ul. Vor să dezvolte o competiție de instrument de comunicare internă pentru companii. Cel mai probabil au realizat că foarte multe companii deja au grupuri pe Facebook unde comunică intern. Dar și noi la Blupa avem un grup unde punem link-uri haioase sau ce mai găsim noi interesant, care e oarecum out of work, dar ne ține acolo engaged. Și probabil au observat că foarte multă lume le folosesc grupurile, companiile le folosesc grupurile, elevii, am citit articole unde elevii din America nu mai folosesc Facebook-ul pentru newsfeed, ci îl folosesc pentru grupuri. Deci oarecum concurează cu Google Groups sau cu Yahoo Groups, ceea ce pentru Facebook a devenit o direcție. Ați văzut că au făcut și aplicație specifică pentru Groups. Bun, Facebook at Work este un Facebook al companiei voastre. Asta își doresc să aibă. Să puteți să aveți un newsfeed doar pentru compania voastră și să aveți mini-grupuri pentru departamentul de HR, departamentul de marketing, unde să discutați doar al voastră. Poți să vă dea, poate chiar să duc în ideea să înlocuiască e-mail-ul prin Facebook. Bun. We'll see unde se va aduce. Chestia asta va concura cu Yammer sau alte instrumente de la alte companii. Bun. Omnichannel becomes more important. Ce înseamnă omnichannel? Înseamnă că comunicarea devine dintr-o dată integrată pe mai multe device-uri și pe mai multe canale. Dacă până recent online-ul era cam ignorat de către companii, când făceau campanii de comunicare,
Investeau foarte mare buget pe TV, pe radio, pe print, însă online nu era așa mult băgat în seamă, acum este de neignorat, să zic așa. Poate este primul loc unde se duc când vor să-și dezvolte o campanie, pentru că este mai ușor targetabil, mai eficient, mai cost-effective. Bun. Și acum au o problemă, pentru că sunt atâtea canale, trebuie să le integreze și nu vor mai putea să facă doar pe online sau doar pe TV. Va trebui să facă o comunicare unitară pe toate mediile. Și lucrul ăsta îl vom vedea tot mai mult. Mesajul care o să-l vedem pe TV va fi la fel și pe smartphone, va fi și pe tabletă, va fi și pe Facebook și așa mai departe. Bun. Companies will spend more ads on social ads. Ce se întâmplă este că există trendul de native advertising, așa îi zice. Native advertising presupune că avem reclamă care seamănă foarte mult cu comunicarea native a aplicațiilor în care suntem. Sponsor stories în Facebook, practic, este native advertising. Promoted tweets sunt native advertising. Video ads în YouTube sunt native advertising. Și tot mai mulți bani se vor duce în această direcție. De ce? Pentru că este mult mai targetabilă. Știm ASLPLS despre orice utilizator de acolo, da? Avem criterii de comportament și de interese, ceea ce pe noi ca și advertiser ne ajută foarte mult. Și atunci mai mulți bani o să înceapă să se ducă în direcția asta și datorită că rețelele sociale oarecum ne forțează să investim bani, cum am vorbit mai devreme. Bun. Companiile vor investi mai mult în video ads. Azi vara am făcut un test când au apărut Facebook Video Ads. Am făcut un test să văd cât costă practic să facem video ads pe Facebook. Și am observat că este foarte, foarte ieftin. Am avut un cost per click, de fapt nu, un cost per view, cât m-a costat ca un om să se uite la un video, de 0,008 bani. Adică sub un ban era cost per view. Bine, probabil că atunci nu era nici concurență mare pe acest canal de advertising și a mai crescut de atunci. Acum este undeva la 0,40 de bani cost per view. Însă ce este foarte fain este că eu plăteam doar pe vizualizare, însă eu am inserat și un link în statusul meu. Toate clicurile pe acel link, toate interacțiunile cu video-ul, comment, share, tot ce se întâmpla pe lângă vizualizare, erau lucruri pe care eu le câștigam gratis din banii pe care i-am investit. Și asta este un mare avantaj la video ads. Faptul că omul poate să dea share la video-ul respectiv, să comenteze, să interacționeze. Plus, este mult mai convingător. S-a demonstrat că un video este mult mai convingător decât o pagină de text. Lumea va începe să folosească acest mod, canal mult mai tare. Bun. Retargeting. Iarăși este poate o chestie nouă, însă este prezentă deja pe piață de mai mulți ani, însă devine tot mai populară. Și cred că companiile o să înceapă să folosească tot mai mult. Să vă explic ce înseamnă retargeting. Practic, noi vă spun de fapt o poveste foarte haioasă. Când căutam inel de logodnă pentru soția mea, am intrat pe un site de bijuterii, iar mai apoi, peste tot pe unde intram, apăreau bannere cu bijuterii. Da? Pentru că acel site, practic, mă retargeta, aia înseamnă. Și bineînțeles că tot timpul întorceam laptopul când era ea în zonă și am început să îmi șterg cookie-urile și să folosesc incognito mode pentru a nu mă mai retargeta. Bun, companiile vor începe să facă tot mai mult chestia asta. Dacă intrați pe un site, veți fi urmărit pe alte site-uri cu reclamă de la acea companie. Eu am făcut chestia asta și pe YouTube, puteți să puneți video-uri de retargeting. Intră cineva pe site-ul vostru, iar mai apoi când ajunge pe YouTube, începe și ziceți: hei, știu că ai fost pe site-ul meu, don't freak out. Da? Uite de ce te... așa și așa mai departe. Da? Bun, chestia asta va deveni naturală tot mai mult, pentru că s-a demonstrat că un om care este retargetat crește șansele cu 70% ca acea persoană să cumpere sau să facă acțiunea dorită de către noi. Bun, și acum 5 tendințe de tehnologie. 1. Health apps and wearables. N-am să mai discut despre chestia asta, deja Dragoș a deschis și a vorbit despre subiect. Virtual reality. Toată lumea știe de Oculus Rift, da? Ce Facebook i-au cumpărat. Tot mai mult se va integra chestia asta și la CES știu că s-a experimentat drăcenia asta. Oculus Rift s-a experimentat și pe bătrânici, probabil ați văzut video pe YouTube. Mi s-a părut
fenomenal cum poți să integrezi în joc, să creezi experiența aia de interacțiune și de realitate virtuală. Și dacă până acum era SF, cred că singurul lucru care poate să aducă un produs mai mult în piață este prețul scăzut. Și Oculus Rift a demonstrat că virtual reality poate să devină la un preț mai accesibil pentru toată lumea și cu cât va fi mai ieftin, cu atât lumea va cumpăra mai mult astfel de produse. Deci eu mă aștept ca anul ăsta să fie tot mai tare dezvoltat. Gândiți-vă la filme porno în genul ăsta. Da. Ok, e o piață enormă. Și nu-i de râs. Dacă vreți să faceți ceva, apucați-vă de porn în virtual reality. Pentru că veți face o grămadă de bani. Înainte să fie Facebook faimos, da? Porn sites aveau cel mai mare trafic din lume. Da? Numai rețele sociale au depășit traficul pe care îl câștigă site-urile porno. Așa că gândiți-vă că e o piață foarte bună acolo. Bun, eu doar dau idei. Bun, mobile payments. Deja avem Facebook Wallet și Google Wallet, dezvoltă sisteme de plată. Este un trend la nivel internațional. Noi în România încă ne batem cu plățile cu cardul, să obișnuim omul să plătească cu cardul. Lucru care nu mă aștept ca mobile payment să se dezvolte foarte curând în România, însă la nivel internațional deja este un trend și puteți să începeți să dezvoltați lucruri în direcția asta, pentru că poate să fie o chestie câștigătoare, dar nu în România. Bun, beacons. Câți dintre voi ați făcut sau ați lucrat cu beacons? Este o tehnologie care, din punct de vedere a marketingului, este foarte cool. Practic, device-ul ăla acolo micuț care se pune pe perete, comunică cu smartphone-ul și îi dă promoții sau mesaje în funcție de comportamentul lui în magazin. Dacă pun mai multe beacon-uri în magazin, pot să știu că omul a stat mai mult la raionul X și când pleacă acasă zic, hei, nu pleca, că îți dau 5% discount, să te întorci să cumperi niște cereale, da? Și eu voi ști cine cât de mult a stat, în ce puncte și dacă a profitat de ofertă și așa mai departe. Este o chestie, iarăși, freaked out, de unde știe ăsta ce am făcut, dar este viitorul. Viitorul înseamnă exact experiență personalizată pe ceea ce facem noi. Bun. Și ultimul trend, self-driving cars, despre care deja s-a vorbit. Nu știu din nou dacă România vor apărea foarte curând, la câte accidente avem pe străzi, însă internațional se pare că în lumea civilizată lucrurile se mișcă mult mai ok. Bun. Agenția Lupa, unde sunt eu director de online, nu face doar marketing online, facem toate serviciile de marketing. Sloganul nostru e Your Dedicated Marketing Agency. Practic, te ajutăm să faci de la A la Z dacă ai nevoie de marketing, atât pentru startup-uri, cât și pentru companii de IT. Avem și clienți de IT. Eu vă stau la dispoziție pentru orice întrebări sau pe e-mail, la telefon. Mersi! Mintelin, cred că cu mașinile automate, cu mașinile care se conduc singure, putem avea atunci mai când le facem noi, probabil. Ok, următoarea prezentare va fi...